Doamna, doamnelor și domnișoarelor, bună ziua domnilor, bine ați venit la această a doua ediție, dacă vreți, al Cenacului Bacovia, George Bacovia. Prima a fost în luna lui iunie, vorbesc după pandemie, reluarea de după pandemie. Deci suntem la a doua ședință de Cenacul, sperăm să putem acum să nu mai întrerupem, dacă nu mai vine valul 4, valul 5, eu știu ce alte restricții mai. Să sperăm că nu mai vine niciun fel de valuri, cel puțin în ceea ce privește cultura și că vom reuși, într-adevăr, să ne ținem lunar ședință de Cenacul, prin participarea și a mea și altor scriitori sau debutanți la Cenacul nostru. E un cenacul deschis către toți cei care scriu din municipiul Bacău, din județul Bacău și chiar din membrii filiale. Astăzi facem tot o lansare de carte, ca și data trecută. De data aceasta l-avem pe domnul Alexandru Dumitru, scriitor, poet, om de cultură, membru al filialii noastre și ne-a învățat ultimul timp să ne încânte cu cât un volum de versuri, cel puțin unul la jumătate de an, dacă nu două pe an. Să sperăm că va continua în această tradiție bună, pentru că trebuie să recunoaștem domnul Alexandru Dumitru, este un scriitor valoros, un poet valoros, care într-adevăr abordează postmodernismul, dar cu talent și cu dăruire. De aceea e o bucurie pentru intelectual astăzi, dacă nu și una să plătească, că avem acest moment aici în curte la Bacovia, la George Bacovia, acasă la el, cu această lansare de carte, urmând cam ca peste două luni de zile să avem festivalul George Bacovia, 140 de ani. Să sperăm că va fi vremea bună, Bacovia va ține de data asta cu noi, că de regulă, de câte ori am făcut manifestările cu Bacovia, de atâtea ori o cam plouă. A fost vremea plouă, poate nu plouă. Poate o să fie bine de data asta, să ne putem întâlni aici la, și în curtea la Bacovia, unde o să avem un recital de poezii, de mulți, că o să fie un moment cu George Bacovia la acasă. Programul o să vă-l prezentăm după ce o să-l avem proiectul aprobat de Consiliul Județean, deocamdată încă nu e aprobat, dar sper să îl aprobăm. Până una alta, să vedem cine vorbește despre această carte. Asta este și ideea, o carte frumos realizată din punct de vedere tipografic și coperta, zic eu că fiecare a primit-o. Sunt ziceți și cum ați scurat. După ce te-ai da, poate să-mi povestească. La editura Babel, domnul director al editurii este aici cu noi, domnul Cornel Galben. Domnul Rusei, scuzați-mă. Domnul Rusei, scuzați-mă. Sunt datora. Lăsați că avea eu de gând să adun prezență. Domnul Rusei, da. Noi avem o colaborare. Și am încercat noi să facem o colaborare, domnul Rusei, nu? Aia cu să vindem cărți, să putem, prin, dar nu prea merge, nu știu. Dar poate după ce se liniștește cu pandemia asta, poate mai încercăm să mere luăm, poate avem mai mult cu scop. Da, producerea domnului Lucian este o editură de valoare, valoroasă și care scoate cărți frumoase. Asta vreau să remarc, și asta este realizată din punct de vedere grafic și tipografic foarte, foarte bine și cred că a venit și domnul Telu Leonte. Asta e bine. Înseamnă că suntem lucruri cu cât mai complet. Da. Nu o să încerc să vă vorbesc eu prea mult, o să-i las pe cei care s-au ocupat de carte, care au făcut cronică la carte, în primul rând și autorul, pentru că mai spune ceva. Și apoi să vedem că unul din cei care au făcut cronica cărții lipsește, dar pot să citească ceea ce a gândit. A filozofat am, sau... O să mai ofer din eu le-am, da? am avut premoniții că nu poate veni și am tras la serios cronica asta de vacanță a lui domnul Sache.
care da. Mie mi place foarte mult cum a scris-o, deși nu mă laudă. Și ziua de azi să rămână o zi plăcută în sufletele noastre, în mintea noastră, așa să o putem după cum e și ziua. A avut noroc că trebuie să recunoaștem domnul Alexandru Dimitru că a amânat-o de marți pe vineri, că dacă era marți, sigur nu puteam să facem mare lucru. Iată că astăzi că Dumnezeu, natura, s-a îndurat să fie alături de domnul Alexandru Dimitru. Asta înseamnă că îl iubește și că, într-adevăr, că e un poet apreciat și de dumneavoastră cei care ajunge în număr destul de mare la acest cenacul de astăzi. Dar nu să vorbesc eu mai mult, vă las cei care aveți ceva de spus despre carte, despre domnul Alexandru Dumitru, poate aveți să reproșați ceva să vă știu poate. Și încă cum? Și încă cum, așa, și pe da? Vreau să spuneți acum ceva? Da, da, acum înainte, pentru că știu că am cine o să discute despre carte, eu de-aia nici n-am prezentat în anunț că va vorbi cineva despre carte, că am lăsat la latitudinea să vedem cine dorește să ia cuvântul și să interpreteze, să spună ceva, e binevenit și îmi face mare plăcere. Deci nu e musai că așa puteam să numesc doi critici de valoare sau fără valoare sau știu eu, îi găseam, să zică despre carte. Dar de ce am ținut să zic înainte câteva lucruri? Pentru că e un moment important pentru mine. Așa cum a arătat și domnul Drăneanu, am fost un timp norocos în viață. M-am zbătut mult, dar am avut și mult noroc și am reușit să fac ceva și am ajuns până aici. Dacă am ajuns până aici, dați-mi voie să spun câteva lucruri, nu să mă laud, dar să le reamintesc. Sunt emoționat pentru că sunt în casa lui Baculia. Un lucru nu de ori și cum. Și la o lansare de carte, a 13-a mea carte, pe strada George Bacovia, numărul 13. Deci, coincidență. Și sunt foarte bucuros de lucrul acesta. Nu știu ce valoare are cartea. Eu totdeauna am scris la nivelul valorii sufletului meu. Dacă cineva înțelege și crede că sunt valoroase, e bine. Până în prezent am fost evidențiat și nu-i un lucru rău că scriu așa cum scriu. De aia vă zic, bine ați venit tuturor și vă mulțumesc din suflet, în special editorului care este aici, care a scos această carte în condiții foarte grafice deosebite și care m-am înțeles foarte bine, domnul Rusei de la editura Babel și căruia vreau să-i mulțumesc pentru că a ieșit o carte frumoasă, zic eu. Să-i mulțumesc primul meu editor, Cornel Galben, care mi-a scos Arena, care am luat și premiul la IUD, undeva unii nu am adus niciodată, dar premiul mi-a fost trimis și este aici prezent. Să mulțumesc, bineînțeles, domnul președinte că și doamnele Cristian Ștefan pentru site, pentru că a anunțat cartea și i-am necăjit că trebuie să depunem de efort acolo și de am scos-o din ritmul care îl avea și a făcut acest lucru. Domnul de la Plumb Prăjișteanu, domnul Muraru, domnul Victor Munteanu, la care am premiu și e prevăzut pe coperta cărții acolo, Cancicova, festivalul pe care dumneavoastră îl face an de an și îi se implică la Fundația Cancicova, un om de cultură la un pacăul la care eu țin foarte mult și pe care, în ghilimele, îl iubesc, dacă se poate. Domnul Viorel Savin, băcaonul drag sărbătorit la 80 de ani recent, care nu mai au nevoie să mai zic eu lucruri deosebite, pentru că este prezent aici și dumnealui, în scrierile sale, este cu arhitectul și care a avut un rol important în parcursul meu literar. Datorită dumnealui, poate sunt membru al unui scriitor, dacă dumnealui am înființat Uniunea Scriitorilor filiala Bacău, căuta membri și mi-a impulsionat ca să pregătesc dosarul, să intru în Uniunea Scriitorilor și s-a întâmplat, îi mulțumesc foarte mult, îi sunt dator și recunoscător pentru acest lucru. Nu, în ultimul rând, să mulțumesc doamnei muzeograf
doamna Tincuța pentru că ne-a primit în casa lui Bacovia. Să rămân la doamna Nicolae. Mă iertați, mă iertați, vă rog. Vă rog, veniți încoace, că dumneavoastră trebuie să fiți aici. Și aveți și cartea pregătită. Chiar vă rog. Vă rog, frumos. Nu e nicio problemă. Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Doamna Nicolae este de la Onești și este și din comuna Helegiu, născută unde s-a născut și eu. Și probabil ne-am întâlnit târziu pe Păgaș Literar, unde ai venit de la Onești și ne-a promis să a întârziat, vă rog, nicio problemă, dar e bine. Iertați. Vă rog. Așa. Și dacă aveți ceva de zis despre carte, o să ziceți că vă dau voi cu mare plăcere. De-aia eu am zis că mi-aduc aminte, vreau să închei, că pornind pe în viața asta de literară, mi-aduc aminte de tinere Condee, la două tabere literare în 1967 și 68, fiind trimis ca elev al Bacăului acolo. Am luat niște premii și Tudor Opriș, eminentul profesor, care dumneavoastră ne-au știți, după premiile acelea, pe cartea dumnealui mi-a scris. Și nu uit lucrul ăsta. Alexandru Dumit, Bacăul al lui Bacovia, dar și al lui Alexandru Dumit. Dar am zis, mă, nu credeam că o să aibă dreptate ca Bacău să fie și a meu. Măcar mai o bucățică din Bacău. Și uite așa, pe drumul literelor am urmat și am... mă bucur că suntem aici. Am emoții și cred că este justificată. Dar, încă o dată, poate a scăpat cineva care să-i mulțumesc mult direct. Domnul profesor Iepure, care a alături de mine. Dragii mei nepoți, Andrei, care e acolo, și Diana, care scrie și ea, Feciorul, și toți cei dragi sunt aici. Vă iubesc pe toți și după terminare, ca să nu uit, că eu știu, poate mă împacă cuvintele și nu mai pot să mai... Vă invit, sunteți invitați toți aici alătorea pentru continuarea, o dezgustare de vin, o cafea sau eu știu ce, fiecare ce dorește, o friptură, aici la Parcul Trandafirilor. Sunteți invitații mei, nu numai ca poet, ci ca la om. Ca om de la parc, și în restaurant sus, la etajul 1. Ca om și, bineînțeles, mă gândesc când fac o asemenea masă care am mai făcut-o atunci. Când am mai făcut-o, acum 4 ani și care e imortalizat aici în deșteptarea a fost, luați-o și dumneavoastră. Mă gândesc că, servind acolo, eu pomenesc pe tata, pe mama, pe toți ai noștri care nu mai sunt. Atât am mulțumit. Acum vă rog atacul. Atacul la persoană, nu la persoană, la opera. La carte. La opera omului. Doamna Cristina Ștefan, vreți să spun, da? Da. Ne aflăm totuși în funcțional. Păi deasă. Și cred că o să citez puțin mai târziu pe domnul Isachie. Dânsul merge pe ideea și eu subscriu la ea să mai facem și un pic de dezbatere asupra a ceea ce scriem și a ceea ce publicăm, mai ales în calitate de scriitori din Uniunea Scriitorilor din România. Am citit cartea și prima impresie am și destăinuit-o domnului președinte. Domnul Alexandru Dumitru scrie puțin mai laconic, mai concis, în stilul domnului Calcan. L-am regăsit. Ați citit cartea domnului Calcan? Am citit-o. Da? Ați văzut? Asta e și ideea. Asta e și ideea. Păi suntem pe strada prieteniei. Da, adică asta e și ideea. Adică vecinul meu, ne influențăm nu pot să-l, cum să spun, să nu-l citesc. Da. Este vecinul meu și ca poet și ca om, ca să zic. Asta e bucurie. Deci, despre poezia domnului Alexandru, am făcut eu așa câteva considerente, dar nu o să fac conferințe aici. Scrie liric, scrie frumos, scrie în metafore,
lucrate, scriem tehnic metafore lucrate, am găsit câteva exprimări deosebite. Și ca stil, ca tematică, este una profundă, este una existențială, căutarea sinelui și căutarea sensului existenței noastre. Este profund, de multe ori este aforistic. Domnul Isaki, poți să citezi, da? Să citezi un pic din... Sigur. Mă și bucur, pentru că de aia așa de este. Da. Deci avem asta. Da, unde e domnul Isaki? Domnul Isaki nu e. Domnul Isaki are impresia că își pregătește nepotul pentru examenul... La facultate. La facultate, da? Da, scuzați, nu e asta. A scris o cronică foarte... 400-500 de exemplare. Dumnealui numește cele 84 de poeme repusene. De ce le numește repusene? O să vă citesc pentru că se simtă chiar dumnealui. Trecerea de la eu la noi asigură universalitatea și sublimează repusenele într-o afirmare a spiritualității umane cu cele trei manifestări de vârf și egale. Ființa estetică, ființa religioasă, ființa rațională. Cred că asta este, ăsta este pasajul care definește poezia domnului Alexandru Dumitru. N-are rost să facem aici, că nu suntem pentru dezbatere. Vreau să vă spun că aveți ce citi, aveți ce gândi, vă lasă să meditați după ce terminați lectura și cred eu că, deși nu este filolog, deși nu are studii, dar mă rog, filologia nu ne învață să fim scriitori. Filologia ne învață cum să citim și să studiem scrierea. Asta ține de talente. Și domnul Alexandru Dumitru e clar că deține aceste calități. Asta e și ideea, este poezia care dă titlul volumului. O să vă citesc doar un pasaj ca să confirm ceea ce am spus. Este o poezie de metaforă, o poezie profundă existențialistă, putentă de aforism. Picătura trezește ploapa la înviorare, începe filmul zilei. Cu personaje preschimbate, ochii tăi au imagini de vis. Îndeamnă păpușile la jocuri mirene între licuricii incendiați astă noapte. Pășești ușor, istorisirile sunt fără cuvinte și nu știi cum să alegi buchetul frumoasei neadormite. Adrenalina îți umflă nervii extinși pe nebuniile pierdute în dorințele interzise. O poezie frumoasă, o poezie blajină, o poezie de constatare, o poezie de meditație și de reflexivitate asupra existenței omenești. Felicitări, domnule! Vă mulțumesc! Vă calcam, ia să vedem. Ce spui, Matale, despre prietenul? V-ați regăsit, domnul Calcan, v-ați regăsit? Eu da. Nu este prima dată când îl citesc pe domnul Alexandru. Pentru că am avut revelația unui poet adevărat. Și de ce vă spun acest lucru? În primul rând, să zicem așa, să luăm de la... o să luăm poezia domnului Alexandru de la Eden în coace. Așa. Dumnealui, ceea ce urmărește, cred eu, în poezie, este echilibru aproape perfect, sau dacă vreți, gimnastica de înviorare pe care o face vis-a-vis de spirit, adică o face eu personal, eu dumnealui personal, vis-a-vis de spirit. Îi spuneam și dumnealui că, adică undeva Picasso spunea următorul lucru, că un artist este obligat să se gândească mai mult la metafizic și așa, decât la moarte. Și acest lucru
îl face domnul Dumitru în așa, în poeziile lui. Vreau să spun că ceea ce m-a impresionat pe mine în mod deosebit a fost modalitatea în care dumnealui realizează, dacă vreți, realitatea scrisului, adică realitatea poemului. El realizează un filigran al realității, de fapt poezia lui nu este altceva decât un cerc mai mult sau mai puțin închis sau deschis, depinde de punctul de vedere din care își privește și auto-contemplă eu personal. Eu așa am intuit poezia dumnealui și așa cred eu că scrie. În primul rând, așa, ceea ce am mai remarcat, este un mare iubitor al naturii, domnul Alexandru Dumitru, și realizează, dacă vreți, eleganța și boieria versului alexandrian, pentru că a lui Alexandrii, comentat cândva de Ion Hianu. Dacă veți citi comentariul lui Ion Hianu asupra poeziei lui Alexandrii, veți observa acolo că el îi scoate în relief eleganța versului. Eleganța versului vis-a-vis de fotografia, dacă vreți, a naturii. Această fotografie... Foarte bună, foarte bine, domnul Călcan. Așa. Foarte bine ați văzut, domnul Călcan. Deci, paralela între Alexandrie de atunci și Alexandru Dumitru. Să nu uităm că sunt 200 de ani ieri de la nașterea lui Alexandrie. Da, dar, mă rog... Foarte bine. Bine, asta este. În altă ordine de idei, știți, iluzia. Deci dumnealui este un mare proprietar de iluzii. Dar sunt iluziile lui personale, pe care le justifică poetic și metaforic în același timp. Este un mare existențialist, dacă vreți, al poemului metafizic. Adică, mă rog, orice poet este un om căzut din metafizic, dar aici, la domnul Alexandru Dumitru, lucrul ăsta se vede și se probează în același timp în poezie, pentru că, deși, mă rog, este robul ideii și am, scriind despre poezia lui, eu am spus că este un poet sofianic, cu altă ocazie, așa, în realitate, el nu părăsește niciodată realitatea căreia se circumscrie. În altă ordine de idei, este un mare iubitor de oameni și de viață. Dumnealui celebrează, de fapt, în tot ceea ce scrie, viața de zi cu zi, clipa prezentă, pe care o și prinde într-un insectar, așa, ca pe un fluture. Da, mulțumim! Domnul Călcan!
poet, dacă nu-i place viața, nu poate fi poet adevărat. Vreau să-i placă viața. O să rugăm, pentru că Onești e bine reprezentat astăzi aici, fiindcă nu domnul Dumitru Alexandru, chiar dacă e născut la Filegiu, la granță cu Bursănești, stă în Bursănești, dar e legat de Onești. Iată că prieteni din Onești sunt astăzi aici. Avem pe domnul Iepure, care e cu noi aici, domnul Moraru din partea presei de la Onești, nu mai zic de doamna director al bibliotecii la Onești. Așa că o să rog pe domnul Iepure să ne spună mai multe, așa, în primul rând, de la prieteni la prieteni. Dumneavoastră, mă aflu pentru prima dată aici, am mai fost odată când a lansat domnul Dumitru cartea la Parcul Trandafirilor, nu dacă spun bine, acolo și iată-ne din nou împreună, de altfel, zic și o ocazie, poate vine și Bacău la Onești, nu mai Onești la Bacău, chiar dacă suntem mai în vârstă, n-ați spus de exemplu și de domnul Savin, care este tot de acolo, de la Borzești și are buletinul ca și mine, născut în comuna Borzești. Deci suntem oameni importanți, se mai foarte important. Au fost și vor fi și cetățean de onoare al slănicului Voltor. Da, la care am și-au și noi, foarte bine, asta nu înseamnă că să ne lăudăm, dar e foarte, foarte frumos. În ceea, să fiu scurt, în ceea ce privește cartea domnului Dumitru. Pe domnul Dumitru îl cunosc chiar cam de când a intrat în Uniunea Scriitorilor, datorită lui Ștefănescu, Alex Ștefănescu, zic eu, atunci a fost problema. Și am văzut și am urmărit câteva volume, atât cât timp mi-a stat în putință și posibilitatea mea de vedere, cu defect deosebit de vedere, așa, și am văzut, pe de o parte, o evoluție, având în vedere, așa cum spunea doamna, că, sigur, nu toți fac filologie și știu niște lucruri, dar trebuie să aibă talent și să aibă ceva de spus. Iată că domnul Dumitru asta vrea să spună, asta e ideea. Care ar fi, eu ziceam la un moment dat, n-ai reușit continuă, ai reușit continuă, dar continuă să exprim ceea ce ai de spus în ceea ce privește sentimentele. Deci nu este atât un sentimental, sau dacă este, este mai degrabă și un cerebral, în sensul că poezia, da, cineva mai înainte, postmodernă, la Onești s-a desfințat postmodernismul într-o ședință a cenacului a ședințelor zilelor culturii Cărneșire, da, tot desfințat. Problema este că suntem, că se scrie în continuare cât este modernism, postmodernism, e greu de spus, ca să fie într-adevăr postmodernist ar fi trebuit să fie și niște exprimări din cultura, din poezie anterioară, ori aici nu vedem, ci vedem doar lucru parodie, efectiv. Satiră. Poftiți? În postmodernism, parodie, satiră, da, 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 preluarea tematică dinainte, nu, aici nu. Și, deci, iată, scriind așa ceva. M-a încântat mult, în măsura posibilităților, să văd care este ideea, asta e și ideea, la asta am nimerit, în sfârșit. Deci, e vorba de acolo gantere doldora cu sentimente sunt date de-a dura, etc. Grantere, doldora de sentimente. Iată ce metaforă extraordinară prin asta. Dar m-a încântat și poezia dedicată lui Viorel Savin. Scuzați, lui diferența totul pică surprins de vârstă, dar considerăm colegi aici. E poezia, deci, cea din 80, sau așa, știți voi, Rebusel. Iată, astăzi, pe
cămașa de senior, timpul coase metafore, iar florile pulverizează parfum. Sigur, atinge aici și vârsta, atinge și activitatea domnului Viorel Savin, de la poet la dramaturg de, zic eu, primă mărime. Iată o altă poezie închinată domnului Gheorghe Mocanu, poetului ăsta, pictorului Gheorghe Mocanu de la Onești, și nu în ultimul rând, de exemplu, lui Dan Sandu, din care, sigur, aș putea citi câteva secvențe aici. Iată, amintirile scânteiază, sunt tulburate, sfiala învinge tăcerea. Sau mai departe, sufletul ademenit la icoane învechite, accent înfiorarea sub rugăciune. În sfârșit, vezi, dragule, se întorc anii cu fața spre noi, răsucind poezia în inimă. Așa că iubim ceea ce se oferă cu zgârcenie seniorilor. Ar fi mai multe de spus, dar mă lungesc și noi, bine? Vă mulțumesc tare mult! Da, mulțumim! Avem totuși, mai avem o cadă de critic, bine, nu? Un cronicar cunoscut și descunoscut, dar și critic literar. Cred că v-ați dat seama că e vorba de domnul Galben, Cornel, care poate să ne spune câteva cuvinte, dar a scris atât despre personalitățile bătoane, inclusiv despre Alexandru Dumitru și despre mulți alții. Câteva cuvinte, domnule. Dar și pe urmă ne întoarcem la Onești. După cum ați observat, am avut mână bună și asta nu poate decât să mă... Deci am publicat la deputat la de mult înainte, pentru că și eu am avut o etapă oreșteană și ne-am întâlnit mai întâi la Cenacul și Unimea Nouă, după aceea ne-am întâlnit în armată. Unul lucra în unitatea de bază, celălalt un pic peste munte, dar era același regiment. Ne-am întâlnit în paginile ziarului de veche, unde amândoi concuram și la ceea ce înseamnă publicistică și la poezie, așa că ne știm de multă vreme. Sigur că am scris despre el, am dicționarul de personalități, dicționarul de scriitori, Băcoani. Am și scris despre cărțile lui, nu chiar despre toate, dar la mine ritmul de lectură este un pic mai greu, pentru că dumneavoastră sunteți foarte mulți, eu sunt singur. Și atunci, de cele mai multe ori, cronicile mele apar după ce între timp au mai apărut și alte cărți. Dar până la urmă, încet, încet, zic că voi ajunge la un anume liman. Nu pot decât să-l felicit, sigur că e un poet care și-a consolidat cariera scriitoricească și care a avut și încă are ceva de spus. Mulțumesc! Vă felicesc că nu e nimic regizat, ca cumva să credeți că e o ordine, un program să încerc, totuși cât de cât, ca să nu stăm, să nu uităm unii la alții și să ne îndemnăm unii pe alții să vorbim. De asta încerc să creăm un anumit rit, dar eu să ne întoarcem totuși la Unești, că a venit special, doamna director. Nu, pentru. Da, vă mulțumesc frumos. Doamna Alexandru, numai... Trebuie să fac o corectură, de fapt mai multe. Nu sunt director al bibliotecii de la Unești, nici n-am fost. Sunt un simplu profesor, moderez din când în când
activitățile cenaclului George Călinescu. Și probabil că în calitatea asta am și fost invitată dacă la trec peste... Dimitrie Cantemir. La, predau la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, e adevărat, din Onești. Presupun că întotdeauna am admirat de ce sunt eu invitată la astfel de activități și am ajuns la o singură concluzie. Probabil că e nevoie să învăț. Asta e ideea, alte explicații eu nu găsesc. Vă salut și vă cer încă o dată iertare. Nu e drumul mai lung decât cel pe care l-au făcut colegii mei venind tot de la Onești, dar știți cum e vorba aceea, de ce ți-e frică de a nu scapi? Mă temut foarte mult să mă aflu pusă în situația asta și iată că asta mi s-a întâmplat. Am venit îmbujorată, emoționată, am sperat din tot sufletul să nu fiu pusă pe scaun aici în față și să mă bucur și eu ca dumneavoastră de cuvântările. Nu, dar ca să înțelegem, noi suntem de fapt ca la un fel de masă rotundă. Aici ar fi masa pe care nu vedem. Eu imagine, e cenaclu. Deci nu, eu am înțeles că am fost pedepsită pentru întârziere, accept pedeapsa. Aici nu e vorba cu un șef, cu un șef. Glumesc, sunt provocată ca de fiecare dată, onorată să mă aflu aici alături de dumneavoastră. E a doua oară pentru mine când mă aflu în grădina cu poeți și de fiecare dată e o mare bucurie. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mai fac o mărturisire. Dumneavoastră sunteți nu doar pe strada prieteniei, printre poeți, printre prieteni, cunoștințe vechi, ați citit volumul probabil cu mult înaintea mea, după cum ați văzut, ați fost martori, l-am primit acum, de aceea am făcut un picuț drumul invers și o să mă rezum în fața dumneavoastră astăzi la calitatea de simplu receptor. Mi-o anulez și pe aceea de profesor de limbă și literatură română, pentru că aveți mare dreptate. Literele, filologia nu ți atestă nici de cum o calitate de observator, de receptor mai bună decât cea pe care o pot avea simpli cititori. Mie mi-a atras atenția coperta, care este deosebită, e primul document pe care l-am primit de la dumneavoastră. După invitație am spus, bine, dați-mi și mie ceva totuși, adică să am material de lucru, să știu măcar așa ca idee de ce sunt invitată acolo. Și apoi motoul care îi revine domnului Prăneanu, am înțeles că și-a pregătit un momențel și nu-i iau ideile dânsului. Am mers mai departe și mi-a plăcut foarte mult ceea ce a scris domnul Petre Isachi. Mi-am spicuit câteva lucruri care mi se par o sinteză extraordinar de interesantă a celor 84 de imagini și-a făcut domnul Isachi trimitere la nodurile și semnele lui Nichita Stănescu. Asta e ideea, cele 84 de rebuseme. V-a denumit foarte frumos fiul al poemului, dar e un paradox foarte interesant că dumneavoastră sunteți fiul al poemului al cărui tată de drept iarăși sunteți. De aceea v-a definit iarăși într-o sintagmă iubitor de perplexități. Și mai spune domnul aici, poetul nu are cu cine dialoga. E un combustibil foarte scump, esența de cultură. O carte anulează pe alta, o pune între paranteze și dânsul spune așa, dacă l-am putea întreba pe poet despre războiul acesta personal pe care îl poartă cu rafturile bibliotecii proprii și cum anume se ordonează cărțile dumneavoastră valoric, nu știu, ca trăire, ca emoție, ca sentiment, în biblioteca pe care ați constituit-o prin volumele pe care le-ați publicat până acum și dacă tot m-ați ridicat în picioare și m-ați spus în situația asta, atunci chiar vă provoc și pe dumneavoastră să răspundeți. Cum arată războiul dumneavoastră personal cu ideea, cu sentimentele, cu trăirile, cu... Da, vă mulțumesc. Eu numai în două cuvinte. E o idee secretă pentru că și biblioteca este secretă. Atunci... Totul e secret. Da. Foarte frumos, iarăși spune domnul Isachi despre faptul că acest volum este de fapt un fenomen poetico-arhitectural, ca un complex egiptean de piramidă cu sfinx. E de gândit și acum, fiindcă a trebuit să refac drumul invers, eu cred așa că drumul spre poet și spre poezie se face ca o formă de cuminecare, în liniște, în tihnă,
contextul este foarte potrivit, cadrul este minunat, dar se face dinspre text, da? Înspre ceea ce se află în afara acestuia. Am selectat două poezii care mie mi-au plăcut și o să-și motivez de ce. Prima dintre ele, O ceașcă îndrăgostită, da, nu e niciun secret că sunt mare amatoare de cafea. Și titlul m-a cucerit, m-a chemat. Îmi permiteți? Da, sigur că da. Aburul cafelei fumegă miresme afrodisiace. Ce minuni oareși dispută întâietatea în mintea celui care pictează. Jocul ielelor, pentru femeia ce farmecă sunete la o mandolină abstractă. Ori poate un surplus de pudicitate răsfirat pe desuietudinea iubirilor morbide. Doamne, tabloul reaprinde în mine toate culorile, precum sentimentele, fără voie, ascunse audiențelor. Și fiindcă, da, ați văzut, mă rog, ideile ați încălcit în așa manieră, uneori așa dând senzația că vă jucați de abstracțiunile, ca să ne provocați pe noi să ajungem la ideea pură, nu aceea platoniciană, ci aceea poetică a dumneavoastră, a sinelui cel mai profund. Și fiindcă mi se pare că eu, toată cartea aceasta, tot volumul acesta este gândit ca o punte de comunicare foarte apropiată cu receptorul, cu cititorul. Am ales tot spre lectura și putu să aleg orice. Toate sunt foarte frumoase. Nu feri frumuseții. Avem nevoie de frumusețe, avem nevoie de poezie și mă bucur de fiecare dată când poetul poezie e încetate, pentru că înseamnă că, știți, se spune, nu eu o spun, da, că frumusețea nealterată va mântui lumea. Trăim o perioadă destul de tulbure când mi se pare că nu doar măștile ne-au înstrăinat, ne firesc, ci ne-am înstrăinat fiecare cu planeta lui și iată că uneori, da, oameni care iubesc cultura, care iubesc poezia, care iubesc frumosul, ne adună la o laptă. Pe cei care avem acces, fiecare într-o anumită măsură. Eu, repet, sunt aici să învăț, sunt micuț, nu ca vârstă, da? Ci ca valoare, de aceea n-am știut cum să mă prezint, nici calitate de profesor, nici aceea de director al bibliotecii, cu siguranță nu mi se potrivește, n-am avut-o niciodată și nici nu mi-aș dori-o neapărat. Repet, mă aflu aici în calitate de receptor de frumos, de poezie. Nu feri frumuseții. Fiecare se bucură ori se întristează alături de cei dragi, retrăind pentru tot ceea ce se transformă, dar nimic nu se pierde. Noi suntem cei care din memorie alertăm nebuniile optimismului, pe care nimeni nu le ia în seamă la momentul oportun. Chiar dacă rămân puține lucruri și fapte purtând numele meu ori al tău, ele vor magnetiza imagini virtuale unde clipele devin eterne. Viața declanșează un clic luminos, nod pe gâtul lebedei, ascuns între nuferii frumuseți. Vă mulțumesc pentru acest primul și vă felicit. E prima la care, de cartea dumneavoastră la care particip, dar promit că dacă mă veți chema, voi veni și voi ajunge la timp. Vă chemăm. Eu cred că am avut o previziune pentru viitor, când noastră o să ajunge poate directoarea bibliotecii municipale. De ce nu? Ceva să vă povintuiți de viitor. Nu este neapărat prima dată când nu mi se îndeplinește o nedorință, dar... Da, poate să se îndeplinește acum. Dacă ați observat, eu am fost foarte atentă la doamna profesor. Și n-am spus până acum niciunul. Alexandru Dumitru este un estet. Este un estet. Asta e concluzia a ceea ce a spus. Minunată prezentare. Mulțumim. Da, până v-am mai gândit și altfel să citesc ceva din acest studiu al lui doamna Petru Isache, care începe cu un motto: cititorii în sensul ingenu al cuvântului sunt pe cale de dispariție, pentru că toți sunt critici potențiali. Și noi suntem care citim critici potențiali. E motoul luat din Jorge Luis Borges, dar eu o să vă citesc, nu mult, nu vă țin, s-a spus atâtea cuvinte frumoase, dar dacă dumneavoastră încă vă mai gândiți, sunt editorul și nu cred că a scăpat să nu spună câteva cuvinte. Și,
această carte pe care a gândit-o frumos, dar poate mai sunt și alții dintre astea care se vor să-și spună un punct de vedere. Până atunci o să citesc un pasaj din această cronică a lui Petru Isacu. Este în consecință firească pluralitatea metodelor, grilelor de interpretare ce se pretează scriitură. Descriptiv, analitic, psihanalitic, morfologic sau comparativ, filozofic, matematic, etc. Într-un spectru interdisciplinar, transdisciplinar al valorilor spirituale, morale, filozofice, etc., circumscrisii macroestetici. Asta e și ideea. Ideea estetismului poetului Alexandru Dumitru, care sugerează pe rând cititorul cele trei forme ale cunoașterii absolute: artă, religie, filozofie, prin determinări categoriale, frumos, sublim, tragic, etc., ce impun cunoașterea, recunoașterea omului nu numai ca ființă rațională sau ființă religioasă, dar și ca ființă estetică. Prin expresivitatea voluntară, involuntară, Alexandru Dumitru își propune să-i ascunde lectorului sub rebusene adevărul invizibil, conform lui Platon, sau în limbajul lui Hegel, manifestarea sensibilă a ideii. Ia ideea, așa cum spunea Hegel, ia ideea solitară potențiază simbolul tainei de nepătruns al enigmii veșnic deslegat. Motoul ce deschide volumul actualizează relația autor-cititor, valabil pentru toți noi scriitorii sau cei care scriu. Orice text citit este numai pentru a aprinde foc. Vreascurile sunt ale mele, ar spune scriitorul. Supremația cititorului este indiscutabilă. El trebuie să culeagă vreascurile. El aprinde focul, așa ca în pictura Eleni Bratoleacu, care e și ideea, criză fără precedent în care se află literele românești. Fără cititor nu există literatură vie. Cititorul meu îmi spune la ureche că nu există operă, există doar interpretarea lui și a urmașilor lui. Cititorul a murit, crească cititor. Vă mulțumesc! Asta este... Eu de acord, eu chiar împărtășesc într-o totul ideea ideea aceasta cu cititorul, relația cititor-scriitor. Haideți să vedem cine mai are, vrea să mai spună câteva cuvinte. Nu mai vrea nimeni? Nu, stați-o că întotdeauna editorul rămâne la urmă, e firesc să rămâne la urmă, dar rugăm dară să vorbească și mai avem o surpriză la urma urmă. Dar până atunci poate vă mai gândiți vreo să mai spuneți câteva cuvinte. Vă rugăm, domnule. Mă bucur foarte mult de întâmplarea aceasta literară la care participăm cu toții. Eu aș vrea să vă spun că dacă domnul Alexandru Dumitru spune că este bucuros pentru apariția acestei cărți, eu nu cred că este foarte sincer, pentru că în decursul colaborării noastre am chinuit destul de mult, adică nu l-am lăsat nici seara, pe la 9, 10, 11, nici sâmbătă, nici duminica. L-am bombardat tot timpul cu telefoane și cu idei, pentru că asta e și ideea. Vroiam împreună ca să iasă o carte așa cum și-a dorit-o dânsul. Și până ce m-am lămurit ce vrea să scoată, a trebuit să-l deranjez de foarte multe ori. Probabil că dânsul spunea că este bântuit de acest 13. Îi mai dau un motiv ca să confirm acest lucru, pentru că și editorul lui e născut tot într-o zi de 13. Și dacă mai caută coincidență, s-ar putea să mai găsească ceva legat de acest fatidic număr, care deocamdată se pare că îi poartă noroc. Câteva din versurile acestui volum m-au făcut și pe mine să mă gândesc la posibilitatea că într-un viitor destul de apropiat să scot din scriturii pe care eu i-am editat lucrurile memorabile care pe mine m-au marcat, m-au influențat și e și normal, pentru că i-am avut printre oaspeții mei pe domnul Viorel Savin, pe domnul Constantin Călin, personalități care lasă ei înșiși urme.
Prea multe nu vreau să vă mai spun, pentru că nu vreau să monopolizez discuția. Eu deocamdată mă simt onorat că am participat la această lucrare și sper ca toți ceilalți să fie bucuroși atunci când o lecturează. Vă mulțumesc! V-ați mai gândit? Cine? Domnul Muraru, vrea să spuneți ceva? Da, sunteți numai cu notator? Mulțumesc! Nu vreți, Victorie, ai ceva? Nu? Înainte de final, cum s-ar spune. Domnul Victor Răsăru, pardon, ok. Trebuie să vă dau acuși bine. N-am citit cartea. N-ați citit. Dar dumneavoastră nu aveți nevoie de cartea mea, că mă știți, mă citiți și m-ați și... Nu, e o trăire. Sentiment, sunt simplificate experiențe. Ce se întâmplă? După cum mă cunoașteți, mie nu-mi place să vorbesc formal. Eu vreau să, dacă citeam cartea, categoric puteam să spun și eu cum de vedere. Dar, pentru cei care sunteți aici, față de dumneavoastră, garantez că Alexandru Dumitru este un poet. După cum știți, în general nu sunt extrem de îngăduitor și am fost unul dintre puținii care l-am luat de mâinică și am spus, fă-ți dosarul. Și în condițiile alea care erau foarte grele atunci, a reușit să intre. Alexandru Dumitru este un om care trăiește prin poezie, pentru poezie, se exprimă la modul ideal, ați spus cuvinte frumoase aici, în poezia pe care domnia sa o scrie, și cu siguranță este unul dintre oamenii care se poate mândri că a lăsat o urmă. De fapt, 13 urme a lăsat. Trebuie să scriu o antologie Alexandre și care să fie urmă. Da, am văzut. Eu am mai stat odată la Roman, la cenaclul Clepsidre, al lui Paiu, în care un profesor, Constantin Miteanu, la 80 de ani, a vorbit jumate de oră despre o carte de poezie și la urmă ne-a mărturisit că el n-a citit cartea, dar a vorbit după copertă și după ce era pe spatele copertei. De-aia am zis că chiar dacă n-a citit cartea, se poate vorbi. Mai ales că asta e și ideea. A vorbit mereu despre și dumnealui este la rădăcina definirii mele ca scriitor, pentru că dacă nu era dumnealui, poate și Galben am împreună. Doi, nu era naș de poezie. Nașii de poezie. Am uitat să spun că Moto m-a cucerit definitiv. Este excepțional. Și Moto definește faptul că eu nu pot să plagiez. Asta a fost ideea mea. Și am vrut să mă explic că eu citesc mult, dar nu vreau să nu plagiez. N-am cum. Vrea să spună sunt ale mele. De unde? Din păduri, de acolo la Bârsănești? De la Bârsănești, de la Helegiul de Lege. De la Helegiul la Bârsănești. Înainte de final, o să... vreau să spuneți? Da, rog, dar de ce nu? Mă numesc Măzăreanu, sunt francez, locuiesc de 50 de ani în Franța, sunt la pensie ca profesor universitar. Covid-ul m-a prins aici, particip. De multe ori am cunoscut pe doamna Bacovia, Gata Bacovia, doamna Arienea și așa mai departe. Voiam doar să vă spun că faceți lucruri minunate. Continuați. Vă mulțumim. În revista Scriptor, ultimul număr, a apărut o poezie, un poet, o pagină, la rubrica, Alexandru Dumitru, tablou de dragoste. Negreșit, lacrima își petrece, durerea în somn, dar e greu să cobori treptele spre lumină când lumina te fură cu ochii deschiși. Încă nu știm să alungăm demonii prin pășița în apă, dar pe iluzii. De o parte și de alta întunericul nu mai are limite. Îngădi orice reprezentație a sânzienilor întunițați. Te rog, nu sparge oglinda ce copii închipuirile. Argintul scânteiază, nebunește. Mă voi trezi vrăjit cu visele pictate într-un tablou de dragoste. Este vorba din volumul Dulcele Hazard, care va apărea în curs de apariție de editare la Junimea,
în colecția Cuvinte Migratoare, am înțeles că e un volum bilingv. Bilingv română-engles. Română-engles. Și acum, un moment emoționant. Și eu cred că e emoționant și pentru domnul Alexandru Dumitru și noastră, pentru că cel mai mic din familia domnului Alexandru Dumitru, nepoțica, a venit ca cineva. Vrea să-i fac o surpriză bunicului său. Vă rog să o aplaudați și să o încurajați. Să vă vedem? Mai tare, așa ca să aud. Da, mai tare. Așa, te rog. Aș dori să spun și poezia. Un lucru atât de simplu și totuși atât de important. Unicul lucru care doine eu și după ce noi nu vom fi atins de mult timp în timpul cu propriile de picioare. O mare atât în care putem împărtăși tuturor celor care au răgazul să citească, transmisă prin intermediul cuvintelor, așternând de bucurie pe hârtie. Sentimentele și trăirile cele mai de preț a unui om oarecare, dintr-o viață oarecare, dintr-o lume oarecare. Poezia, rezultatul cele mai profunde și nemarginite, prietenii și iubiri, din care se nasc cele mai intense pasiuni, care contribuie la dezvoltarea noastră încă din copilărie, când apărea dorința de a experimenta, prin care ne dovedem ce e bine și ce e rău. Asta e și ideea, să trăim ca într-o poezie, fără grijă că nu știm ce se va mai întâmpla mai departe, pentru că poetul va avea grijă de toate, nu doar de rău. Acesta trebuie să fie iscusit, pentru a aduce prin cuvinte culoare în ochii cei descrierile, bunăstare în sufletul ce le ascultă și, cel mai greu lucru de îndeplinit, să facă pentru un moment mintea ce nu se oprește din gândit, să uite de cea pe care o numim grija zilei de lume. Încet, încet, realizând astfel că noi suntem versuitorii propriilor vieți, noi ne scriem poezia, noi suntem ideea. Acum, revenind la formalități, aș dori să ofer câteva mulțumiri. Vreau să mulțumesc poeziei că îmi budează de rămână viață, să mulțumesc poeților că își ocupă timpul alcătuindu-o și bunicului meu, despre care astăzi vorbim, deoarece mi-a pus în ADN-ul meu o parte din talentul lui pe care să-l transformă la rândul meu în talent. Noastră. A debutat la revistă. Vedeți dumneavoastră, cât e de înțeleaptă vorba acestui popor care spune că așchia nu sare departe de trunchi. Ia uitați, urmașii vin de urmă, ce să mă. Bravo, felicitări. Ca de obicei, la sfârșit, dacă nimeni, știți cum se spune în Constituția Americană, dacă cineva mare ceva de spun acum, dacă nu stacă pentru vecini. Dacă nimeni nu mare nimic de spus, atunci o să rog pe domnul Alexandru Dumitru să ne împărtășească câteva din impresiile din ziua de astăzi, din acest cenacru de astăzi. Ce învățăminte a tras sau n-a tras, sau eu știu ce concluzii trage. Sau... Să spună totul. Să spună totul, că nu acceptăm și nu spună totul. Da, da. Este emoționant pentru mine, pentru că e o împlinire pe care o simt și o trăiesc. Bineînțeles, alături de dumneavoastră, dar o împlinire la care nu credeam că o să ajung. Și iar îmi aduc aminte când elev în clasa a doua, învățătorul la o... și soția cunoaște că e cu un an în urma mea la școala generală acolo, învățătorul Ghibilic, după o compunere făcută la Ghiocei, m-a îndemnat să scriu și să trimit acea compunere la Scânteia Pionerului. Am trimis, am fost publicat, s-a dat adresa și am primit la vreo lună, două, 60 de scrisori într-o zi, încât factorul poștal mi le-a adus și uimit cât mi-a trebuit să le citesc și să le răspund acei pionieri care eram noi atunci. Și deci din clasa a doua am fost urmărit tot timpul de această trăire literară, pe care azi, cu sprijinul dumneavoastră, mi se împlinește visul acesta mare. Eu vă mulțumesc foarte mult, sunteți niște oameni deosebiți toți, sunt mulți care nu au putut veni, eu îi simt, inclusiv cei de la Onești, de la Fundația Călinescu,
cunoscut domnul Ciobanu, Zbășescu, poeții de acolo, de la Onești, scriitorii de acolo. De acolo am plecat și la Bacău aici, bineînțeles, am debutat la Ateneu, Genaro, Ioan Neacșu, Rel Savin, Vlad Sorianu, Mihail Sabin, Sergiu Adam și așa mai departe. Și vă spun, sunt fericit pentru că am realizat ceva. Poate nu se bucură unul care a făcut un palat cum mă bucur eu pentru ceea ce am realizat. Că nu am palate, bogății, dar... Păi asta este... Am nepoțica. Asta e... Calitate. Să mai vin o dată. Vă mulțumesc și vă invit la Parcul Trandafirilor, la restaurant acolo. Și eu vă mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fiți domnul astăzi Brodru, aici. Deci, aici. Să fiți astăzi alături de domnul Alexandru Dumitru. Următoarea ședință de cenaclu probabil că va fi la sfârșitul lui august.